Cadavrul viu, de Lev Nicolaevici Tolstoi. Traducere de Alexandru Chirițescu și Tamara Gane. Adaptare radiofonică de Traian Stoica. O dimineață de primăvară, la sfârșitul veacului trecut, de pe bolta cerului, curat ca oglinda, soarele și-aruncă deopotrivă lumina peste palatele și izbele vechii Rusii. Mugurii pomilor stau gata să plesnească. Se presimte în văzduh spuma albă apropiată în floriri. În salonul casei familiei Protasov, masa e pregătită pentru ceai. Dar susurul blând al samovarului și aburii lui învăluitori nu pot împrăștia necazurile ce plutesc de la un timp încoace tot mai amenințător. Căsnicia soților Protasov, Liza și Fedea, e din ce în ce mai șubredă. Fedea de altfel a și părăsit casa. Mișa, micuțul lor băiat, e de câteva zile bolnav. Pe un jilț stă singură și gânditoare Ana Pavlovna, mama Lizei. Este întreruptă din gândurile ei de bătrâna dătacă. Pot să iau nițică apă, Ana Pavlovna? Poți. Cum îi mai e lui Mișecica? Nu prea-i liniștit. Așa îi se întâmplă de câte ori îl alăptează conița. E, are și dânsa necazurile ei, iar copilașul suferă. Ce lapte mai poate fi ăla când mama nu doarme nopțile și plânge într-una? De dacă? Da. Te caut, Eliza. Mă duc. Sasha. Da, mama. Sasha, dădaca spune că Liza plânge într-una. Cum de nu se mai liniștește odată? Zău, mamă, ești extraordinară. Își lasă bărbatul, tatăl copilului ei și mai vrei să fie liniștită? Chiar dacă mai suferă, faptul e împlinit. Dacă eu, care îi sunt mamă, nu numai că am consimțit, dar mă bucur că fiica mea și-a părăsit soțul, asta înseamnă că o merită. Da, da, da. Trebuie să te bucuri, iar nici de cum să te întristezi când te descotorosești de asemenea comoară. Mama, de ce vorbești așa? Știi doar bine că nu e adevărat. Nu e stricat, dimpotrivă. Cu toate slăbiciunile lui, e un om extraordinar. Bine ai spus, extraordinar. Extraordinar. Cum îi încape un ban pe mână, fie că e al lui, fie că e al altuia. Mama, el nu s-a atins niciodată de banii altuia. Ai altuia sau ai nevestisii? Dar i-a dat neveste și toată averea lui. Cum să nu-i o dea când știa că oricum o risipește? O risipește sau nu, un lucru știu. Nu se cuvine să te desparți de soț și mai ales de unul ca Fedea. După părerea ta, trebuia să așteptăm până ce risipea tot. Și pe deasupra mai aducea și bufnici în casă. Și ce-i bufnici? Țicăci? N-are-i bufnici. Tocmai asta e nenorocirea. Nenorocirea că v-a fermecat pe toți. Dar nu și pe mine, fetițo. Eu văd tot și el știe. În locul Lizii îl părăseam acum un an. Mamă, e îngrozitor ce spui. Mamă, Liza nu mai poate iubi pe altul. Și de ce să nu iubească dacă e liberă? Se găsesc bărbați de 1000 de ori mai buni decât Fede al vostru, care ar fi fericit să o aibă de nevastă pe Liza. Nu-i frumos ce spui, mamă. Știu că dumneata te gândești la Victor Karenin. Da, da. Și de ce să nu mă gândesc? O iubește de 10 ani. Îl iubește și ea. Da, îl iubește, dar nu ca soț. Sunt prieteni din copilărie. Coniță, ce este, Duniașa? Elisaveta Andreevna a trimis pe rândaș cu un bilet la Victor Mihailovici. Și Victor Mihailovici a poruncit să spuie că vine numai decât. Tocmai acum am vorbit de el. Nu înțeleg pentru ce anume îl cheamă. Sasha, tu știi ceva? Poate că știu și poate că nu știu. Mereu mistere. Îți spune Liza singură când vine. Trebuie aprins samovarul. Ia-l, Duniașa. Îndată. S-a întâmplat tocmai cum am zis eu. A trimis numai decât după el. Îl cheamă pentru că are nevoie de mângâiere. Vai, mamă, cât de puțin o cunoști, dacă poți crede așa ceva. Hai să vezi.
iar eu sunt tare mulțumit. O să vedem, mama. Minunat. O să vedem. Minunat. Lasă că e bine. Lasă așa. Da, da. A sosit Victor Mihailovici. Ah, foarte bine. Poftește-l și vestește pe Conița. Bună ziua, Ana Pavlovna. Bună ziua, Victor Mihailovici. Elisaveta Andreevna mi-a trimis două rânduri ca să vin încoace. Elisaveta Andreevna, cum se simte? Sănătoasă. În schimb, copilul e puțin agitat. Dar vine îndată. Ce vrei? Trecem prin momente grele. Dumneata ai aflat? Da, eram doar aici zilele trecute când a sosit scrisoarea lui. Să fie adevărat? Hotărârea e definitivă? Te-a făgăduit să consintă la divorț. Și noi vom stărui să se țină de cuvânt. Bine, da. Elisaveta Andreevna îl iubea atât de mult. Iubirea ei a fost supusă la atâtea încercări încât nu cred să mai fi rămas ceva din ea. Veția, minciuna, a înșelat-o doar de atâtea ori. Poți să mai iubești un asemenea soț? Iubirea e în stare de orice. Dumneata pui prea mare temei pe iubire. Dar cum poți să iubești un om ca el, care nu e decât o cârpă pe care nu te poți bizui? Știi ce s-a întâmplat? Averea era compromisă. Era ipotecat tot. N-aveam cu ce plăti. În cele din urmă, unchiul meu ne-a trimis 2000 de rubri ca să plătim dobânzile. El ia toți banii și dispare. Soția lui rămâne cu copilul bolnav. Îl așteaptă să se întoarcă. Și deodată primește un bilet de la el prin care cere să trimită rufăria și hainele. Da, am auzit. Liza, uite, Liza, pe Victor Mihailovici, care a venit chemat de tine. Bună ziua, Elisaveta Andreevna. Am întârziat puțin. Nu-i nimic. Am o mare rugăminte și, în afară de dumneata, n-am cui să mă adresez. Fac tot ce-mi stă în putință. Dumneata doar știi tot. Da, am aflat. Atunci vă las singur. Mi-a trimis o scrisoare în care mă vestește că totul s-a sfârșit. M-am simțit atât de jignită, atât de... sfârșit. Am consimțit să rup cu el. Le-am răspuns că îi primesc propunerea. Da. Și pe urmă? Pe urmă am simțit că fac o faptă necugetată. Că e mai presus de puterile mele. Tot e mai bine așa decât să mă despart de el. În sfârșit, te rog, du-i scrisoarea asta de la mine. Te rog, Victor, dă-i scrisoarea asta în mână și spune-i: adu-l înapoi acasă. Bine, însă iartă-mă, nu știu dacă... Spune-i că-l rog să uite tot și să se întoarcă. Puteam să-i trimit o scrisoare, dar îl cunosc. Prima lui pornire va fi ca întotdeauna bună, dar imediat, dacă se interpune o influență nenorocită, se răzgândește și face tocmai ce nu dorește. Voi face tot ce-mi stă în puteri. Te miră, poate, că mă adresez tocmai dumitale. Pentru ce? Cu toate astea, uite, dacă e să spun adevărul, sunt uimit. Dar nu te superi. M-aș putea, oare, supăra pe dumneata? Te-am rugat, fiindcă știu că ții la el. La amândoi. O știi destul de bine. Și te iubesc nu pentru mine, ci pentru dumneata. De aceea sunt recunoscător că ai încredere în mine. Fac tot ce-mi stă în putință. Eram încredințată. Uite, îți spun tot. Azi am trecut pe la Afremov ca să întreb de el. Mi s-a spus că au plecat cu toții la țigani. Tocmai de asta mă temeam. De patima asta lui. Știu bine, dacă nu e oprit la timp, se pierde cu desăvârșire. Tocmai asta trebuie împiedicat. Atunci te duci să-l cauți. Da, bineînțeles, chiar acum. Du-te și găsește-l și spune că am uitat tot, că l-aștept. Dar unde îl găsesc? E la țigani. Am fost și eu acolo, dar n-am intrat. Am vrut să-i dau scrisoarea asta. Apoi m-am răzgândit. Am socotit că e mai bine să te rog pe dumneata.
Adresa e pe plic. Și spune-i să se întoarcă. La urma urmei, nu s-a întâmplat cine știe ce. Spune-i că am uitat tot ce a fost. Fă asta din dragoste pentru el. Din prietenie pentru noi. Încă o dată, fac tot ce-mi stă în putință. Cu bine, Elisabeta Andreevna. Cu bine, Victor Mihailovici. Nu pot. Nu sunt în stare. Tot e mai bine așa decât... Nu. Nu pot, nu Lisa? Pot. Ce Sasha? E la scrisoarea? Da. A primit să o ducă? Bineînțeles. Dar de ce tocmai el? Asta n-am înțeles. Care altul? Dar știi doar, Liza, e îndrăgostit de tine. I-a trecut. Pe cine era să trimit? Ce crezi? Se întoarce? Sunt convinsă pentru că... Mama. Unde e Victor Mihailovici? A plecat. Cum așa a plecat? L-am rugat să-mi facă un serviciu. Ce serviciu? Iar mister? Dar nu-i niciun mister. L-am rugat să ducă o scrisoare lui Fedea, asta e. Lui Fedea? Lui Fyodor Vasilievici? Da, lui Fedea. Am crezut că între voi s-a isprăvit. Nu pot să mă despart de el. Cum așa o luați de la început? Un risipitor, un bețiv, un destrăbălat și nu te poți despărți de el? De ce mă chinuiești? Și așa mi-e atât de greu. Iar dumneata parcă faci cu tot din adins. În care inimi ți-a cerut mâna și tu îl trimiți să-ți aducă bărbatul? Ce înseamnă toate astea? Ori vrei poate să-l faci celos? Mamă, e îngrozitor ce spui. Lasă-mă, te rog, lasă-mă! Adică îți dai mama afară din casă ca să-l primești în schimb pe stricatul de bărbatul tău? Nu! N-am să aștept până atunci. Plec! Vă las să faceți cum vă taie capul. Asta mai lipsea. N-avea grijă. Se îndreaptă lucrurile. O potolim noi pe mama. Cântecul corului de țigani mângâie auzul lui Fedea. Soțul Lizei, tolănit pe divan, cu ochii întredeschiși și aburiți de șampanie, ascultă ca vrăjit acordurile pătrunzătoarele cântecului. În camera cântăreților, învesmântați în pitoreștile lor costume, se mai află și câțiva prieteni de petreceri ai lui Fedea. Dorm, Fedea. Taci, nici o vorbă. Asta e Stepa, veacul al zecelea. Nu, nu, nu e libertate de scătușarea. E dorința de libertate. Acum, cântați nevecernea ea. Acum e rândul mașii să cânte singură. Bine. Și după ea, nevecernea ea. Să cânte ora fatală. Ești de părere, Flevo? Fie. Ei, Mașa, hai, dă-i drumul. Cântă ora fatală. Spre mine ai venit, inima mea pătimaș s-a prins. Tu arzi în mine
ars necontenit. Mașa! Tu al iubirii, Mașa! Înnestins, dor și zbucium fericire îmi aduce iubitul meu și în pustiul ceasă de ducă sorbă din vraja ta mereu. Din vraja ta mereu. Bravo, Maș! Bravo, Maș! Bravo, bravo! Bravo, Maș! Bravo! Și acum, nevecernea ea, vă caută un boier. Ce boier? Nu știu, dar e îmbrăcat bine, are șubă de sobor. Un bararai? Cheamă-l încoace. La ducândar. Dar cine te caută tocmai aici? Dracu știe, cine are nevoie de mine? Bună ziua, Fedea. Îmi pare bine că te văd. Victor! Victor! Numai la tine nu mă așteptam. Hai, hai, scoate-ți blana. Ce vânt te aduce? Hai, hai, ia loc. Și acum ascultă. Ascultă, nevecernea ea. Hai, dați-i drum. Ascultă. Zara san roșii, ascultă, ascultă. Ah, e seara. Auzi, auzi ce spui. Ce spune că zaurea, ah, da, s-a lăsat amor. E uimitor, uimitor. Ce minunat! De ce oare inima omenească poate să se învrednicească de o asemenea încântare și să n-o poată veșnic continua? Foarte original. Nu, nu, nu e original. E adevărat. Minunat. Minunat. Hei, comisari, odihniți-vă. Je voudrais vous parler sans témoin. Da? Despre ce anume? Je viens de chez vous. Votre femme m'a chargé de cette lettre. Et puis... Ascultă, Karen. Tu știi ce cuprinde scrisoarea asta? Am fost rugat să te caut și să spun că ea te așteaptă. Te roagă să uiți tot și să te întorci. De ce? De ce tocmai tu? Elisaveta Andreevna a trimis după mine și m-a rugat. Aha, așa v-am să zic. Dar rugămintea nu vine atât din partea soției tale, cât mai ales eu personal te rog să mergem acasă.
Te vezi, tu ești mai bun decât mine. Ah, ce prostii spun. Nu e greu să fie cineva mai bun decât mine. Eu sunt un nemernic. Iar tu, tu un om bun, cum se cade. Tocmai de aceea n-am să-mi schimb hotărâre. Și nu numai de asta. Pur și simplu, nu pot și nu vreau. Cum aș putea să mă întorc? Vino întâi la mine. Îi spun că te întorci, iar mâine... Iar mâine ce? Eu, tot eu am să fiu. Iar ea, tot eu. Nu. O măsea bolnavă, e mai bine să o scoți din rădăcini. I-am spus doar că, dacă iar nu mă țin de cuvânt, să mă părăsească. E, nu m-am ținut. Și s-a sfârșit. Pentru tine, dar nu și pentru ea. E uimitor că tocmai tu porți de grijă să nu se desfacă căsătoria noastră. Fede. Ascultă, te rog. Hai, cârpă de ceva, mă! Da, Fedor Vasilievici. Hai, veniți și voi, Marcoase! Cântați! Cum îi zice pe numele lui? Pe nume? Victor Mihailovici! Prieteni dragi s-au adunat și chefurile în voi, străbunii pilde bun au dat, ca ei cântăm și noi. Coro melodie oaspelui nostru mult iubit, ferice soarta ta să fie, Victor Mihailovici, bun venit! Vitica, vitica, Hristos vos ne rețunta, vitica, vitica, dragul nostru ia și bea. Mulțumim, amțădrița! Cât să le dau? Dă-le 25 de ruble. Poftim, luați! Minunat! Ce? Ce, a șters-o? A șters-o, Karenin? Ducă-se, dracule! Mașa! Cum te pricepi tu să-mi răscolești inima? Da, despre ce v-am rugat eu? Ce m-ai rugat? Bani? Mm-hmm. Uite, ține, ia-i! Poftim de înțelege dacă poți. Îmi deschide cerul și îmi cere bani să-și cumpere parfumul. Bani pentru parfumul. Mașa, dar tu nu pricepi nici cât negru sub unghii, ci comori ascunzi în tine. Cum să nu-mi dau seama? Când mi-e drag cineva, viața mi-o dau și cânt așa cum îi place. Eu ți-am drag? De bună seamă că mi-ești. Uimitor! Mașa, tu știi cine a fost aici? I-am auzit numele. Da, e un om minunat. A venit să mă îndemne să mă întorc acasă, la nevastă. Ea mă iubește. Iubește un prost ca mine. Iar eu, uite ce fac. Nu faci bine. Întoarce-te la ea. Trebuie să-ți fie milă de ea. Crezi că trebuie? Eu cred că nu trebuie. Bineînțeles, dacă nu o iubești, nu trebuie. Numai dragostea are preț. Mașa, dar de unde știi tu asta? Uite că știu. Atunci sărută-mă. Hai și cântă. Mai cântă-mi ceva, Mașa. Bine, Fede. Oh,
Glasul-i ce mereu mă cheamă, mă cuprind, mă cuprind fior. Iubirea mea el n-a luat-o în seamă. Mașa! În zadar, Mașa! Te caută gândul meu cu atâta dor. Minunat! De s-ar putea să nu mă mai trezesc niciodată și să mor așa. Două săptămâni mai târziu, Mișa tot nu s-a însănătoșit. Ieșind din camera micului bolnav, doctorul dă cuvenitele instrucțiuni familiei îngrijorate. Poftim, domnule doctor. Da. Compresa trebuie schimbată la fiecare jumătate de oră dacă e treasă. Și dacă se năbușe din nou? Nu cred că o să se întâmple. Dacă totuși survine criza, inhalații. În afară de asta, praful trebuie luat unul dimineața și unul seara. Prescrii un dat. Aveți aici hârtie și cerneală. Da, mulțumesc. Liza, ar trebui să bei un ceai sau mai curând să te odihnești puțin. Nu-ți dai seama cum arăți. Am reînviat. Îți mulțumesc. Ești un adevărat prieten. Ce am făcut? N-ai pentru ce să-mi fii recunoscătoare. Dar cine n-a închis ochii nopți de-a rânduri? Cine a adus această somitate medicală dacă nu dumneata? Iată rețeta. Da. Prafurile le dizolvați într-o lingură de apă fiartă. Și acum pot să plec. Vă las cu bine. La revedere, domnule. Da, bună ziua, la revedere. S-a făcut atât de drăguț. Cum s-a simțit mai bine, a început să zâmbească și să gângurească. Aș vrea să mă duc la el, dar nici pe dumneata nu mă îndur să te las. Bea întâi puțin ceai. Mănâncă ceva. Nu, acum n-am nevoie de nimic. Mă simt atât de bine după spaima prin care am trecut. Cum te pierzi cu firea. Sunt fericită. Vrei să-l vezi? Bineînțeles. Atunci, hai, vină cu mine. Ce te-ai îmbufnat așa? E dezgustător. L-a luat cu ea în odaia copilului. Parcă ar chiar fi logodnic or soț. Și ce te privește pe tine? Ce te supără? Nu cumva ai de gând să te măriți cu el? Eu? Un stâlp de telegraf ca el? M-aș mărita cu oricine, numai cu el nu. Nici prin cap nu mi-a trecut așa ceva. Sunt scârbită, mamă, când văd că Liza, după ce l-a cunoscut pe Fedea, se mai poate apropia de un bărbat străin. Cum străin? Sunt prieteni din copilărie. Dar văd după zâmbete, după priviri, că sunt îndrăgostiți unul de celălalt. Și ți se pare ciudat? Când i s-a îmbolnăvit copilul, a stat lângă ea, a îmbărbătat-o, i-a dat ajutor și ea e recunoscătoare. Și apoi, de ce să nu se îndrăgostească de Victor și să nu se mărite cu el? Ar fi îngrozitor, dezgustător! În mintea Sașei încolțește un gând care îi se pare mântuitor. Îl va întâlni pe Fedea și în urma stăruințelor ei, acesta se va întoarce acasă. Va readuce astfel liniștea în inima surorii sale. După înfrigurate căutări, îl găsește pe Fedea în casa lui Afremov, unul dintre prietenii săi de petreceri. Să intrăm aici, Sași. Să zic, tu, tocmai tu. Iartă-mă, Fedea. Poate că nu ți-e plăcut, dar te rog din suflet, ascultă. Te ascult.
Fedea, Fedea, întoarce-te acasă. Sar, draga mea, e adevărat că sunt soțul ei, tatăl copilului ei, dar sunt deprisos. Nu! Stai, stai, așteaptă, nu mă întrerupe. Crezi că sunt gelos? Deloc. În primul rând, nu am dreptul să fiu. În al doilea rând, n-aș avea de ce. Victor Karenin este un vechi prieten al ei, ca și al meu. El o iubește pe ea. Ea îl iubește pe ea. Nu, asta... Îl iubește, îl iubește. Așa cum poate să iubească o femeie cinstită, păstrându-și inima pentru soțul ei. E, și cu toate astea, ea îl iubește. Și el va iubi și mai mult când piedica asta, adică eu, va fi înlăturat. Iar eu o voi înlătura, ca ei să fie fericiți. Nu vorbi așa, Fedea. Nu, nu Sasha. N-am de gând să mă întorc. Le dau toată libertatea. Așa să le spui. Fedea, mă minunez în fața ta. Rămâi cu bine. Rămâi cu bine, Sasha. Rămâi cu bine. Dragostea pentru Liza încălzește tot mai tare cu razele ei inima lui Karenin. Cei doi îndrăgostiți au hotărât să se căsătorească. Însă Ana Dmitrievna Karenina, mama lui Victor, se împotrivește din toate puterile acestei hotărâri. Mâhnită de purtările fiului ei, Ana Dmitrievna cere sfatul vechiului ei prieten, Gneazul Abreskov. Ai primit rândurile mele? Le-am primit și m-am grăbit să răspund cu prezența mea. Oh, bunul meu prieten, am început să-mi pierd curajul. Sunt desnădăjduit. Niciodată n-am întâmpinat în partea lui Victor atâta îndrăjire, atâta încăpățânare, o asemenea cruzime și nepăsare față de mine. S-a schimbat cu totul de când femeia aceea și-a părăsit soțul. Ce anume se întâmplă? Cum stau lucrurile? Ce se întâmplă? Vrea cu orice preț să se însoare cu ea. Dar soțul? Consimte să divorțeze. Așa. Victor se învoiește cu toată murdăria asta. Avocați, probe de vinovăție, metusa se degută, toate astea nu-l opresc. Nu-l înțeleg. El cu simțirea lui aleasă, cu sficiunea lui. Iubește. Când omul iubește cu adevărat, atunci... Aici e o vrajă la mijloc. Ca și cum n-ar mai fi copilul meu. Dumneata știi doar că am fost la ea. Victor mă rugase atât de mult. M-am dus, dar n-am găsit-o acasă și am lăsat o carte de vizită. El m-a fait demander quand je pourrais la recevoir și astăzi la ora 2, adică acum chiar, trebuie să sosească. I-am făgăduit lui Victor să o primesc, dar înțelege în ce situație sunt. Mă frământ să găsesc o dezlegare. Și după vechiul obicei, cer ajutorul dumitale. Îți mulțumesc. Am nevoie de ajutorul dumitale. Vreau să înțelegi că venirea ei aici este hotărătoare. De ea atârnă soarta lui Victor. Ori până la urmă îmi dau consimțământul, ori... O cunoști cel puțin? N-am văzut-o niciodată, dar mă tem de ea. O femeie cum se cade nu merge până acolo încât să-și părăsească soțul. Și ce om de treabă. Quelque soit le tort qu'il a eu vis-à-vis d'elle, nu este îngăduit să-ți las soțul, nu este așa? Trebuie să-ți porți crucea. Bine, dar un singur lucru nu înțeleg. Cum poate Victor, date fiind convingerile lui, să se căsătorească cu o femeie divorțată? Eh, si elle a pu le charmer à un tel point, mă tem de ea. Dar îmi dau seama că te-am chemat să te ascult pe dumneata și când colo vorbesc numai eu. Haide, spune-mi, ce părere ai? Cum crezi? Ce urmează să facem? Ai stat de vorbă cu Victor? Da. Am vorbit cu el. E și? Dar nu va putea iubi nicio femeie în afară de ea. Oh. Și fără ea, cu oricare alta, nu va putea fi fericit. Bine, dar nu înțeleg cum poți vorbi atât de liniștit. Asta e soția pe care o mamă o dorește pentru singurul ei fiu și încă ce fiu? Atunci, ce rămâne de făcut, buna mea prietenă? Bineînțeles, ar fi fost mult mai bine să ia o fată pe care o cunoști, care ți este dragă, dacă lucrul ăsta nu e cu putință. Și apoi, dacă s-a însurat cu o țigancă sau cu cine știe cine, pe când Liza Rachmanova este o femeie plăcută, este foarte la locul ei.
O cunosc din ce-mi povestește nepoata mea, Nelly. O făptură blândă, supusă, iubitoare și cinstită. Cinstită? Da. Femeia care se hotărăște să-și părăsească soțul? Oh, dar nu te mai recunosc. Dai dovadă de răutate. Oh. Ești crudă. Soțul ei este un bărbat fără caracter. Un bărbat stricat până măduva oaselor. Un bețiv. Dar cum poți osândi o femeie care a părăsit un asemenea om? Și apoi, nu ea l-a părăsit, ci el a părăsit-o pe ea. Vai, ce mocirlă, ce mocirlă. Și eu sunt silită să mă bălăcesc în ea. A, dar ce faci cu credința dumitare? A, da, iertare. După cum și noi iertăm greșițelor noștri, mi se plus fort că moi. Trebuie să mă înțelegi, buna mea prietenă. Cum putea să mai conviețuiască cu un asemenea om? Chiar dacă nu iubea pe un altul și tot trebuia să se despartă. Era datoare să o facă pentru copil. Și chiar soțul ei, care de altfel este blajin și înțelegător că nu-și bea mințile, o sfătuiește să-l lase. Victor, am venit să spun doar atât. Elisabeta Andreevna trebuie să sosească din clipă în clipă. De aceea te rog, te implor, dacă dumneata continui să te împotrivești la căsătoria mea... Victor, știi prea bine că nu pot consimți. Atunci te rog, te implor un singur lucru. Nu-i spune că nu vrei. Nu rosti o hotărâre care să ia orice nădejde. Cred că nici nu o să vorbim despre așa ceva. În ce mă privește, nici nu mă gândesc să aduc vorba despre asta. Cu atât mai puțin ea. Am ținut doar să o cunoști. Bine, dar nu înțeleg. Cum de izbutit să împaci dorința ta de a te căsători cu doamna Protasova, a cărui soț este în viață, cu simțimintele tale religioase, după care divorțul este împotriva învățăturilor creștinești? Mama, e cumplit. Ce cruzime din partea dumitale. Suntem doar atât de neprihănite ființe încât să nu ne înfrângem convingerile când viața e atât de neprevăzută. Mama, de ce ești nemiloasă cu mine? Fiindcă mi-ești drag și vreau să te știu fericit. Victor, mama e întotdeauna mai rea în vorbe decât în fapte. Îi voi spune ceea ce cred și ceea ce simt. Da, bineînțeles, fără să o jicnesc. Sunt încredințat. Elisaveta Andreevna Protasova. A și sosit. Eu m-am dus, mama. Da, te rog. Pot te să plec rog. Și eu? Bine. Nu, te rog, dumneata, rămâi. Să poftească. Bună ziua. Bună ziua. Mi-a părut rău că nu te-am găsit acasă. Dar văd că ți-ai dat osteneala să vii dumneata la mine. Oh, nu m-am așteptat. Vă sunt atât de recunoscătoare că ați dorit să mă cunoașteți. Îmi dai voie? Cneazul Serghei Dmitrievici. Am avut cinstea să fiu prezentat, doamne Protasova. Nepoata mea, Nelly, îmi vorbește deseori despre dumneata. Da, am fost bune prietene. Suntem prietene și acum. Nu mă așteptam să doriți să mă cunoașteți. L-am cunoscut foarte bine pe soțul dumitale. Era prieten cu Victor și venea deseori pe la noi înainte de a se fi mutat la Tambov. Mi se pare că acolo v-ați căsătorit. Da, ne-am căsătorit acolo. După aceea, când s-a întors la Moscova, nu l-a mai văzut. Nu se prea ducea nicăieri. Nici nu mi-a dat prilejul să te cunosc. Ultima dată v-am întâlnit la familia Denisov, la o reprezentație de binefacere. Vă amintiți? A fost foarte plăcut. Ați jucat și dumneavoastră? Nu, ba da. Îmi amintesc că am jucat. Iertați-mă, Ana Dmitrievna. Poate că nu o să vă facă plăcere ceea ce vreau să vă spun. Dar nu pot. Nu știu să mă prefac. Am venit pentru că Victor Mihailovici mi-a spus... pentru că el, adică dumneavoastră, ați vrut să mă cunoașteți. Dar e mai bine să vă spun tot. Mi-e tare greu. Dar dumneavoastră știu că sunteți bună. Mie îmi îngăduiți să mă retrag. Da, poți pleca. Cu bine?
Cu bine, Sergei Dmitrievici. Ascultă, Liza. Nu știu și nici nu vreau să știu cum te numești după tată. Andreevna. Tot una, Liza. Mi-e milă de dumneata. Îmi ești simpatic. Dar țin la Victor. O singură ființă mi-e dragă pe lume. Îi cunosc sufletul ca pe al meu. Are un suflet mândru. A fost mândru încă de la vârsta de 7 ani. Nu era mândru de mine sau de bogăția noastră, ci de curățenia lui sufletească, de înălțimea lui morală. Și a păstrat-o. E neîntinat. Știu asta. N-a iubit încă nicio femeie. Dumneata ești cea dântie. N-aș putea spune că nu sunt geloasă pe dumneata. Sunt geloasă. Însă noi, mamele, băiatul dumitale încă mic, noi ne pregătim pentru ceasul ăsta. Mă pregăteam așadar să-l dăruiesc soției lui fără pic de mâhnire. Dar să-l dau unei soții care să fie tot atât de neprihănită ca și el. Cum credeți că eu... Iartă-mă, te rog. Știu că nu ai nicio vină și că ești nefericit. Dar îl cunosc și pe el. Este gata acum să îndure orice și va îndura fără să spună un cuvânt măcar. Dar va suferi. Va suferi în mândria lui jicnită și nu va fi fericit. M-am gândit la asta. Liza, draga mea, dumneata ești o femeie bună, inteligentă. Dacă îl iubești, înseamnă că dorești fericirea lui mai mult decât pe a dumitale. Și dacă e așa, cum ai consimți să legi de dumneata pentru ca mai târziu să-i pare rău? Cu toate că el n-are să o spună, n-are să o mărturisească niciodată. Convingeți-l să mă lase. Mă învoiesc. Eu îl iubesc pentru el, nu pentru fericirea ce mi-aș dori eu. Numai ajutați-mă. Nu mă dușmăniți. Deoarece amândouă îl iubim, să căutăm împreună să-l facem fericit. Liza, simt că încep să-mi devii dragă. Dar totuși e îngrozitor. De ce nu te-ai iubit când încă nu te măritasești? Mi-a spus că mă iubea de atunci, dar nu voia să nimicească fericirea unui prieten. Oh, vai, ce greu, ce încălcit. Oh, dar în sfârșit, dacă ne iubim una pe alta, Dumnezeu ne ajută să găsim ce căutăm. Mama! Victor! Mama, draga mea, am auzit tot. Mă așteptam la asta. Eram încredințat care să-ți fie drag. Și totul se va încheia cu bine. Oh, îmi pare nespus de rău că dumneata ai auzit. Aș fi vorbit altfel dacă bănuiam că... Nu e încă nimic hotărât. Un lucru pot să spun, că dacă împrejurările nu erau atât de grele, aș fi fost foarte bucuroasă. Nu mai te rog, nu-ți schimba părerea. Cine-o fi? Deschide, Fedra! Marș! 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 Fedra! Marș! Ce bine îmi pare că ai venit! Îți mulțumesc! Mi-era urât! Grozav de urât! De ce n-ai mai trecut pe la noi? Oh, iară te-ai apucat de băut! Vezi cum ești! Și doar ți-ai dat cuvântul. Dar știi prea bine că nu mai am bani. Of, la ce tu îi mai fi iubind? Mașa, ce tot îi dai zor cu Mașa? Dacă mă iubeai pe mine, te despărțeai de mult. Cât ți-au bătut capul și ai mei. Și mai spui că n-o iubești, dar tot de ea te ții. Te pomenești că te-ai răzgândit și n-o mai lași? Știi doar bine de ce nu pot. Of, leacuri, bine zice lumea că ești un om de nimic. Ce aș putea să-ți răspund? Că mă doare când te aud vorbind așa? Știi și tu asta. Nu te doare deloc. Tu știi foarte bine că singura mea bucurie în viață e dragostea ta. Dragostea mea? A mea? Dar a ta unde e? N-am să mai încerc să te conving.
La ce îmi poate sluji? Știi singură tu. Uite-ți, părinții. Mama. Aici erai, blestemato! Oaiele tăcită ce ești! Cu plecăciune, boierule. Bună ziua, Anastasie. Așa ne amărâși tu pe noi, spune. Rău faci, boierule, nenorocești fata. Aoleu, că nu-i bine deloc ce faci, că tare rău faci. Pune bazmaua pe cap și șterge-o acasă. Vai să zic, ai luat-o razna. Ce o să spui la ei lați din cor? Că te-ai încurcat cu golanul? Cu ce te procopsești de la el? Nu m-am încurcat. Îl iubesc pe cuconașul, ce mai vreți? Dar nici de cor n-o să mă las. O să cânt așa că degeaba. Ce tot trâncăniști? Acuși intru-n cozile tale, lăpădătură. Care dintre ei noștri s-a mai pomenit să facă ce ai făcut tu? Nici taica, nici maica, nici tu și ta. Nu-i bine, boierule. Ivan, ne-ai fost atât de drag că ți-am cântat pe degeaba. Ne-a fost milă de tine. Și în schimb ce ne-ai făcut? Ți-ai bătut joc de singura noastră fată. Odorul nostru scump, nestemata noastră, i-a zvârlit-o în gonoi. Cum? Asta ai făcut. Nu ți-e frică de Dumnezeu? Degeaba mă învinuiești, Nastase Ivanovna. Fica ta e ca și o soră. Eu îi păzesc cinstea. Să nu crezi ceva rău. Mi-e dragă. Dar ce pot face? Dar când aveai bani, de ce n-ai îndrăgit-o? Puteai să dai corului vreo 10.000 și a ta era după datină. Dar acum, după ce ți-ai risipit bănișorii, ne-ai răpit-o pe ascuns. Rușine, boierule, mai mare rușine. Nu e adevărat, nu m-a răpit el. Ce? Am venit aici de bunăvoie. Și chiar dacă mă luați acasă, tot la el am să mă întorc. Ce? Mi-e drag și alt nimic. Mai tare decât toate lacătele voastre e dragostea mea. Nu merg acasă. Ce? Nu merg. Mașinca, drăguță, nu te mai rățui. N-ai făcut bine ce-ai făcut. Lasă-mă în pace. Hai să plecăm. Destul de sporă voială. Marș acasă. Să ne fie cu iertare, boierule. Să ne fie cu iertare. Hai. Doamne. Poftiți. Doamne. Poftiți, boierule, poftiți. Ce? Poftiți, boierule. Ce? Te rog să mă ierți. Dar fără să vreau, am fost martorul acestei scene neplăcute. Ușa era întredeschisă. Cu cine am cinstea? Ah, Kneazul Serghei Dmitrievici. Am onoare. După cum am spus, fără să vreau, am fost martorul acestei scene neplăcute. Mi s-a spus să intru aici și la ușa a trebuit să aștept să plece întâi musafirii dumitale. Da. Aș fi fost mai bucuros să nu fi auzit nimic. Da, înțeleg prea bine. Vă mulțumesc respectuos că mi-ați spus. Aș vrea să vă spun numai că învinuirile ce s-au adus aici feti, o tânără cântăreață țigancă, nu sunt întemeiate. Fata e curată ca o porumbiță. Și legăturile dintre mine și ea sunt legături de prietenie. Și acum, spuneți-mi, vă rog, ce anume doriți de la mine? Cu ce vă pot fi de folos? Luați loc, vă rog. Mulțumesc. Chestiunea pentru care am venit, da, este legată de faptul că fiul bunei mele prietene, Ana Dimitrievna Karenina, și chiar dânsa, m-a rugat să aflu din gura dumitale cum înțelegi legăturile. Îmi îngădui să vorbesc despre legăturile cu soția dumitale, Elisaveta Andreevna Protasova. Da, între mine și soția mea, sau mai bine zis, fosta mea soție, nu mai există niciun fel de legături. Asta am înțeles și eu. Mă grăbesc să adaug că ele au încetat nu din vina ei, ci din vina mea. Ea a rămas așa cum a fost întotdeauna. O femeie căreia nu-i se poate aduce nicio învinuire. Tocmai de aceea Victor Karenin și mai cu seamă mama lui Victor m-au rugat să aflu de la dumneata ce anume ai de gând. Nimic, îi dau de plină libertate. Știu că îl iubește pe Victor Karenin și foarte bine face. Da, însă noi, vedeți, am fi dorit ca... Și să nu cumva să credeți că aș încerca un sentiment oricât de slab de gelozie. Nu, Victor este un om minunat, cinstit, moral. Adică tocmai ce nu sunt eu. Și apoi o iubește din copilărie. Poate că și ea l-a iubit, cu toate că s-a măritat cu mine. Cred că ea l-a iubit totdeauna. Dar ca femeie cinstită nu și-a mărturisit-o nici ei însăși. Cu toate că asta se așternea ca o umbră în viața noastră conjugală. Dar ce rost are să vă fac mărturisit? Nu, te rog, urmează. Crede-mă că pentru mine lucru cel mai de seamă este dorința de a înțelege pe deplin ce fel de viață ai dus cu soția dumitale. Eu te înțeleg. Îmi dau seama că umbra
cum ai spus, pe bună dreptate, putea fi... Aș fi fost, de altfel. Aș fi fost. Poate de aceea nu m-am putut mulțumi cu traiul conjugal pe care ea mi l-a oferit. Și căutam mereu altceva. Mă lăsam târât de ispit. Nu vreau și nici nu am dreptul să mă dezvinovățesc. Am fost, spun cu tot curaj, am fost un soț rău. Spun am fost pentru că acum, cu deplină conștiință, nu mă mai socotesc de multă vreme soțul ei, iar pe ea o socotesc cu desăvârșire liberă. Acesta este așadar răspunsul la misiunea cu care ați venit. Da, însă, dumneata, cunoști pe Victor și familia lui. Față de Elisaveta Andreevna nu s-a bătut de la obișnuita lui purtare, întemeiată pe respect, fără nicio intimitate. Da. Victor a sprijinit-o în momente grele. Știu că prin viața mea dezmățată am înlesnit apropierea dintre ei. Ce pot face? Așa a fost să fie. Da, cunoști înclinarea lui spre o morală creștină necruțătoare, pe care de-al minter o împărtășește toată familia. În ceea ce mă privește, eu nu o împărtășesc. Eu am vederi mai largi. Dar pentru el și mai ales pentru mama lui este de neînchipuit apropierea de o femeie în afara căsătoriei consfințite de biserică. Da, da, îi cunosc prostia, vederile înguste, conservatorismul lui în această privință. Și ce vor anume? Divorțul. Le-am spus de mult că sunt gata să consimt la divorț. Însă condițiile în care trebuie să iau asupra mea vina, cu toată minciuna legată de această vin, sunt foarte grele, foarte grele, foarte. Da, te înțeleg de minune și îți împărtășesc simțămintele. Da, da, ai și dumneata dreptate, da. E îngrozitor și eu te înțeleg. Vă sunt recunoscător, cneaz. Totdeauna v-am socotit un om bun și cinstit. Povățuiți-mă, ce să fac? Cum să mă descurc? Puneți-mă în locul meu. Nu încerc să par mai bun decât aș fi. Sunt un nemernic. Dar există lucruri pe care nu le pot face cu cugetul în păcat. Nu pot minți fără să mă doar. Nu pot. Dar uite că nu te mai înțeleg. Dumneata, ești un om înzestrat, inteligent. Dar cum poți să te lași pradă patimilor? Să uiți de propriile dumitale principii? Cum ai putut ajunge aici? Cum de ți-ai pustiit viața? De 10 ani duc viața asta destrăbălat. Și pentru întâia oară mi se întâmplă să fiu compătimit de un om bun ca dumneata. Mă compătimeau prieteni, vețivii, femei, dar un om cu judecată și cinstit ca dumneata. Vă mulțumesc. Cum am putut să cad atât de jos? În primul rând, vinul. Nu e vorba că vinul e gustos și te îmbie. Dar orice aș face, simt că nu este ceea ce trebuie. Și atunci mi-e rușine. Și numai când beau, nu mai simt nicio rușine. Pe urmă, muzica. Nu opera, nici Beethoven, ci corul țiganilor. Ai atâta viață, atâta energie care pătrunde în tine. Și pe deasupra vezi ochi negri, plini de foc. Și un zâmbet cald. Și cu cât te prinde mai mult patima, cu atât te copleșește mai amarnic rușine. E bine, dar munca... Nu, am încercat și asta. Am încercat. Nu merge. Nimic nu mă mulțumește. Nimic, nu. Da, văd că tot despre mine vorbesc. Vă mulțumesc, cneaz. Vă mulțumesc. Atunci, ce să le spun? Spuneți-le că am să fac așa cum vor ei. Doar ei vor să se căsătorească. Și vor ca nici o piedică să nu le stea în calea căsătoriilor. De bună seamă. Am să fac tot. Spuneți-le că voi face tot, neapărat. Și când anume? Stați
Să zicem, în 2 săptămâni. E bine așa? Pot să le spun și asta? Puteți, puteți. Cu bine, Cneaz. Cu bine. Și vă mulțumesc încă o dată. Încă o dată vă mulțumesc. Cu bine. Bine. Foarte bine. Așa și trebuia. Întocmai așa. Întocmai așa. Minunat. 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 Dar nefericitul Fedea își avea planul său. Tot mai descumpănit de viața pe care o duce și pentru a nu fi o piedică în calea fericirii Lizei și a lui Victor, Fedea se hotărăște să-și pună capăt zilelor. Iată-l însoțit de Ivan Petrovici Alexandrov, unul dintre prietenii de chefuri, intrând într-un han pentru a-și înfăptui sumbrele lui gânduri. Poftiți, poftiți, vă rog, nu să vă turbure nimic. Și eu, intru și eu. Intră, intră dacă vrei. Eu însă am de lucru. Dacă ții cu orice preț, intră. Mai lasă-mă să scriu. Tu te pregătești să răspunzi la pretențiile lor. Îți spun eu cum trebuie făcut. În locul tău n-aș proceda așa. Eu am obiceiul să vorbesc pe față și să-mi făptuiesc cu hotărâre. O sticlă cu șampanie. Stai, așteaptă, așteaptă un pic. Asta? Asta? Ce înseamnă? Un revolver. Vrei adică să te împuști? Pac! Foarte nimerit. Nici nu se poate mai nimerit. Te înțeleg. Ei vor să te înjosească, iar tu le arăți cine ești. Pe tine te nimicești cu revolverul, iar pe ei cu mărinimia ta. Te înțeleg, eu înțeleg tot, pentru că sunt un geniu. Știu, 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 numai că, te rog, nu vezi că scriu? Ce jalnici sunt oamenii, se zbase frământă și nu înțeleg nimic. Nu spun asta pentru tine, pur și simplu așa, ca să-mi lămuresc ideile. Și de fapt, ce trebuie să facă omenirea? Foarte puțin să-și prățuiască geniile. Oamenii, din potrivă, le-au trimis totdeauna la moarte. Le-au prigonit, le-au chiruit. Nu! Nu vreau să ajung jucăria voastră! Vă temați pe toți, fățarnicilor! Pleacă, pleacă, te rog! Să plec, bine? Atunci, adio! N-am să încerc să te opresc. Și eu o să fac la fel, dar n-a sosit încă momentul. Vreau să spun numai... Bine, hai să-mi spui, dar mai târziu. Acum, uite ce e, dragă prieten. Dă-te, rog, banii ăștia gazdii mele și întreabă dacă n-a venit pentru mine o scrisoare și un pachet. Te rog. Bun. Atunci mă aștepți. Trebuie să-ți spun ceva, ceva foarte important, ceva ce n-ai să auzi, nu numai pe lumea asta, dar nici pe cealaltă. Cel puțin până nu vin și eu acolo. Va să zic că îi dau toți banii. Cât va fi nevoie? Banii, bine.
Bani. Așa. Bine că a plecat. Acum. Revolverul mă va scăpa. Nu pot. Nu sunt în stare. Cine acolo? Eu sunt, Fede. Care eu? Eu sunt deschide. Tu erai mas. Am fost la tine. Pe urmă am trecut pe la Popov, pe la Afremov, până când în sfârșit m-am dumirit că ești aici. Dar ce? Ce e asta? Un revolver? Prost mai ești. Zău că ești un prost. Cum ți-a trecut prin cap cu adevărat? Da, n-am fost în stare. Dar eu? Eu unde sunt? Nelegiuitule! De mine nu ți-a fost milă. Vai, Fyodor Vasilievich, e păcat. E mare păcat. Dar cum prețuiești atunci dragostea mea? Am vrut să-i dezleg. Le-am făgăduit. Și nu pot să mint. Dar eu... Eu ce mă fac? Tu, te dezlegam și pe tine. Crezi că e o bucurie oare să te chinuiesc așa? Da, pentru mine da. Nu pot să trăiesc fără tine. Dar ce fel de viață am fi dus împreună? Pe când așa, mai fi plâns o vreme și pe urmă străiai viața mai departe. Eu să te plâng? Du-te, dracului, dacă nu ți-e milă de mine. Mașa, draga mea. Am vrut să fac cum credeam că e mai bine. Dar cum e mai bine pentru tine? Păi cum era să fie mai bine pentru mine dacă am vrut să mă umor? Cum e mai bine pentru tine? Dar ce-ți trebuie? Hai, spune, ce-ți trebuie? Ce-mi trebuie? Multe-mi trebuie. Dar ce anume? Ce? În primul rând, trebuie să-mi țin făgătuia. Asta întâi și întâi. Și de ajuns. Nu sunt în stare să mint și să fac toate mârșăviile pe care le cere un divorț. Nu sunt în stare. Ai dreptate că e mărșav. Și pe mine, dacă m-ai întreba. De urmă, trebuie să le dau putința și soției mele și lui să fie fericiți. Sunt oameni cum se cade. De ce să-i chinuiesc? Asta în al doilea. Cum se cade mai, dacă te-a părăsit? Nu i-am apărăsit, eu am părăsit. Bine, lasă. Toate le-ai făcut tu. Ea e un înger. Hai, spune, altceva. Altceva? E că tu ești o fetiță bună și dragă. Și eu te iubesc. Și dacă rămân în viață, te nenorocesc. Asta nu te privește pe tine. Îmi port eu singură de grijă și știu unde îi primești. Știi tu. Dar ce e viața mea? Parcă nu-mi dau seama că sunt pierdut, că nu mai sunt bun de nimic. Că pentru toți și chiar și pentru mine însu, am ajuns o povară, cum spunea tatăl tău. Sunt un netrebnic. Prostii. Nu mă desprind de tine. M-am lipit de tine. Și asta e tot. Că duci o viață fără căpătâi. Că bei și chefuiești. Dar se înțelege de la sine. Ești un om viu. Lasă gândurile. Asta e tot. E ușor de zis. Să faci cum îți spun eu. Când te privesc, mi se pare că aș putea face orice. Și să faci. Da, asta ce? Nu. Lor le-ai scris? Și ce le-ai scris? Ce să le scriu? Da, acum nu mai e nevoie. Nu. Le-ai scris că te-ai omorât, nu-i așa? Le-ai scris și de revolver, ori le-ai scris numai că te-ai omorât? Da, că nu voi mai fi în viață. Stai. Tu ai citit romanul ăla? Ce-i de făcut? Da, parcă. Da, ai dreptate, e prost. Dar are ceva bun în el. Asta cum îi zice? Rahmanov. S-a prefăcut că s-a necat. Da, tu știi să-l noți? Nu. Vezi? Adu hainele încoace. Cum? Tot, adu și portofelul. Cum așa? Ai un pic de răbdare. Mergem acasă. Te schimbi acolo. Nu. E înșelătorie. Și?
E minunat. Te-ai dus să te scalzi. Hainele au rămas pe mal. În buzunar s-au găsit portofelul și scrisoarea. Și pe urmă? Pe urmă! Pe urmă plecăm și trăim după pofta inimii. Ivan Petrovici. Asta e bună. Atunci, revolverul? Revolverul. Eu. Ia, noi am plecat! El, dragă Liza, și-a dat cuvântul cu atâta hotărâre încât sunt convins că își va ține făgădreala. Mi-e rușine. Dar trebuie să mărturisesc că ceea ce am aflat despre țiganca aceea a avut darul să mă descătușeze cu desăvârșire. Să nu crezi că a fost gelozia la mijloc. N-a fost gelozia, ci descătușare. Nu știu dacă dumneata e să înțelegi. Cum să-ți spun? Iarăși dumneata. Tu. Dar dumneata... Liz, tu nu mă împiedica să-ți spun ce simt. Ceea ce mă chinuia îndeosebi era faptul că îmi dădeam seama că iubesc doi bărbați. Și asta însemna că sunt o femeie necinstită. Tu, femeie necinstită? Da. Dar în clipa când am aflat că are o altă femeie și că prin urmare nu mai are nevoie de mine, m-am simțit dezlegată și mi-am dat seama că pot, fără să mint, să spun că te iubesc pe dumneata. Că te iubesc pe tine. Acum sufletul mi s-a limpezit. Mă îngrijorează însă situația mea. Divorțul ăsta e atât de chinuitor. Așteptare. Curând scăpăm și de asta. Cu toate că și-a dat cuvântul, l-am rugat pe secretarul meu să treacă pe la el cu o cerere și să nu plece până nu o semnează. Dacă l-aș cunoaște de-abia acum, aș crede că faci intradins. Nu. Este aceeași slăbiciune de caracter la care se adaugă cinstea lui. Nu vrea să mintă. Păcat numai că i-ai trimis bani. Nu se putea fără asta. Ar fi tărăgănat și mai mult. Numai că banii dau a înțelege că la mijloc e ceva îndoielnic. De fapt, cred că i-ar sta mai bine să fie mai puțin pointilleux. Oh, cât de egoiști am devenit. Da, recunosc. Tu ești de vină. După atâta așteptare, atâta zbucium, iată-mă în sfârșit fericit. Iar fericirea te face egoist. Tu ești de vină. Crezi că numai tu ești așa? Și eu sunt la fel. Simt că toate sunt numai fericire. Că mă scald în fericire. Viața e a noastră. Și Mișa s-a însănătoșit. Mama ta m-a îndrăgit și tu mă iubești. Ce-i mai de seamă? Eu te iubesc. E adevărat? Fără remușcări? Fără întoarcere? De asta sunt alta. Și trecutul nu se mai întoarce. Niciodată. Un singur lucru doresc. Ca în sufletul tău acest trecut să fie mort cum este și într-al meu. Domnul Vosnesenski. A venit cu răspunsul de la Fedea. În sfârșit a venit și răspunsul. Să fie oare adevărat că acum se hotărăște Victor? Am onoare. Bună ziua, ce veste? Nu l-am găsit. Cum așa? Prin urmare, n-a semnat cererea? Cererea nu-i semnată, dar v-a lăsat o scrisoare pentru dumneavoastră și pentru Elisaveta Andreevna. Ce scrisoare? Să poftiți plicul. Da, mulțumesc. M-am dus la locuința dumnealui, mi s-a spus că e la restaurant. M-am dus și acolo. Feodor Vasilievici mi-a spus să trec peste o oră ca să iau răspuns. Ah, din nou pretexte și amânări. Asta nu-i deloc frumos. Cât de mult a decăzut. Vezi mai curând ce scrie. Da. Mai aveți nevoie de mine? Nu, mulțumesc, poți pleca. Dar ce este? Îngrozitor. Dar citește odată. Liza și Victor, vă scriu vouă amândorora. Nu vreau să mint și să vă numesc dragii sau scumpii mei. Nu pot să-mi năbuși simțământul de amărăciune și de imputare. De imputare față de mine însumi. Un simțământ chinuitor. Când mă gândesc la voi, la dragostea voastră, la fericirea voastră. Oh, Victor. Știu tot. Știu că deși eu sunt soțul, am fost o piedică în calea fericirii voastre. Se moache sui la întruis. Totuși nu-mi pot stăpâni simțământul de amărăciune și de înstrăinare față de voi. Teoretic vă iubesc pe amândoi. Mai cu seamă pe Eliza.
Lizenca. De fapt însă sunt mai mult decât înstrăinat. Oh, cum scrie. Dar să mă întorc la chestiunea care ne preocupă. Să mint, să joc o comedie sinistră, să dau mită la consistoriu bisericesc, nu, nu pot îndura atâta murdărie, mă dezgustă. Am găsit o altă deslegare și foarte simplă. Voi vreți să vă căsătoriți ca să fiți fericiți. Eu vă stau piedică. Prin urmare trebuie să dispar. Victor! Trebuie să dispar. De aceea și dispar. Când veți primi această scrisoare, eu nu voi mai fi. Postscriptum. Îmi pare rău că mi-ați trimis banii pentru cheltuielile acțiunii de divorț. Faptul acesta e penibil și nu vi se potrivește. Dar ce să-i faci? Eu am greșit de atâtea ori. Puteți și voi greși odată. Banii o să vină înapoi. De aceea dezlegarea la care recurg e mai rapidă, costă mai ieftin și este și mai sigură. Un singur lucru vă rog, să nu mi-o luați în nume de rău și să-mi păstrați o bună amintire. Voiam să vă mai spun că există aici un ceasornicar pe nume Evgeniev. N-ați putea să-l ajutați să-i găsiți un loc undeva? N-are niciun sprijin, deși un om cum se cade. Rămâneți cu bine. Fede. S-a sinucis. Opriți-l pe domnul Voseserski. Am știut, Fedea. Dragul meu, Fedea. Liza. Nu-i adevărat că nu l-am iubit. Că nu-l iubesc. Numai pe el îl iubesc. Liza. Oh, lasă-mă. Lasă-mă. Nu m-ați chemat? Unde e Fedor Vasilievici? N-ai aflat unde a plecat de la restaurant? Mi s-a spus că a ieșit de dimineață. A lăsat plicul ăsta și nu s-a mai întors de atunci. Trebuie să aflu ce s-a întâmplat. Eu te las, Liza. Într-o cârciumă mărginașe, cu mese murdare și scaune schiloade, doi oameni stau de vorbă. Unul e Fedea, cu fața subtă de lipsuri și frământări, cu hainele zdrențuite și îmbătrânit. Celălalt, pictorul Petușcov, cu plete lungi, cu ochii albaștri și plânzi. Fedea își dea până amintirile. Poate că singura faptă bună pe care am făcut-o în viață e că n-am profitat de dragostea mașii. Și știi de ce? Din milă pentru ea. Nu, n-am simțit milă pentru ea. Pentru ea am avut întotdeauna admirații. Și când cânta, Ah, cum mai cânta. N-am vrut să o nenorocesc, pentru că am iubit-o. Am iubit-o cu adevărat. Și acum a rămas doar o amintire. O frumoasă amintire. Pricep. Ceva ideal. Sunt fericit. Foarte fericit. Că n-am întinat cu nimic patima mea. Pricep. Dar acum unde e? Nu știu. Și nici nu vreau să știu. Toate astea s-au petrecut într-o altă viață. Și nu vreau să le amestec cu viața pe care o duc acum. Ei, ai avut o existență neobișnuită? Nu, dimpotrivă. Cât se poate de obișnuit. Noi, ăștia din mediul în care m-am născut eu, n-avem de ales decât trei căi. Numai trei. Să iei o slujbă, să câștigi bani și să mărești și mai mult nemernicia în care trăiești. Mi-a fost întotdeauna silă de așa ceva. Poate că nici nu m-am priceput. Adevărul e că mi-a fost silă. A doua, să nimicești toată această mârșăvie. Da, pentru asta trebuie să fii erou. Ori eu
Nu sunt erou. Sau a treia, să uiți de tot și de toate. Să bei, să cânți, să petreci. Și asta am și făcut. Și uite unde am ajuns. Dar căsnicia, eu, cum? Dacă mai eram însurat, aș fi fost fericit. Femeia m-a pierdut. Însurat, zici? Da. Nevastă mea a fost o femeie ideală. Trăiește și acum. Dar cum să-ți spun? În căsnicia noastră nu exista acel ceva. Știi? Știi cum e bobul de piper în rachiu? În viața noastră asta lipsea. Păi eu simțeam mereu nevoia să uit de tot și de toate. E da, dar asta, asta nu era cu putință fără de acel ceva. Pe urmă m-am apucat de ticăloșii. Tu știi doar, îi iubim pe oameni pentru binele pe care le-l dăruim și noi suferim pentru răul pe care le-l facem. Ori eu i-am făcut ei destul rău, cu toate că se pare că mă iubea. De ce spui că ți se pare? Fiindcă niciodată nu mi-a intrat în suflet Camașa. Da, da, uite, vezi, uite, vezi, tocmai de aceea o iubesc pe Mașa. Pentru că i-am făcut numai bine și niciodată rău. De aceea o iubesc. Iar pe cealaltă o chinuiam pentru că nu, nu că n-aș fi iubit-o. La ce mai încoace și încolo? Noi iubeam și pace. Eram gelos, este drept. Dar pe urmă a trecut și gelozia. Poftă bună. Ai făcut cunoștință cu artistul, cu pictorul. Da, după cum vezi. Ei, Petrușcov, portretul l-ai terminat? Nu, am renunțat. Nu cumva vă turbur? Feodor Vasilievici își povestea viața. Aha, secrete, va să zică. E bine, nu vă mai turbur. Urmați. Puțin îmi pasă de voi, porcilor. Lasă că tot aud eu ce sporovăiți. Puțin îmi pasă de voi. Nu-mi place omul ăsta. S-a supărat. Să fie sănătos. Nu pot. Când văd lângă mine astfel de oameni, nu sunt în stare să scot o vorbă. Uite, cu dumneata mă simt bine. Dar unde mă oprisem? Spuneai că erai gelos. Și cum te-ai despărțit de nevasta dumitale? E o întâmplare foarte ciudată. Nevastă mea e măritat. Cum așa? Ați divorțat? Nu. A rămas văduvă de pe urma morții mele. Cum vine asta? Nu înțeleg. Uite așa, e văduvă. Eu doar nu mai exist. Cum așa? Nu existi? Simplu. Nu exist. Eu sunt un cadavru. Cadavru? Da. Să vezi, dumitale pot să-ți spun. Pe urmă, toate astea s-au petrecut de mult. De altfel, nici numele meu adevărat nu-l cunoști. Uite cum a fost. După ce am adus pe nevastă mea într-o stare de suferință ce nu mai putea dura, după ce am irosit tot ce am putut și am devenit cu adevărat un nemernic, s-a ivit un ocrotitor. O cunoștea pe nevastă mea încă din copilărie și o iubea. Iar mai târziu, când ea s-a măritat cu mine, el s-a împăcat cu soarta, s-a resemnat. Când am devenit însă un netrebnic și am început să o chinuiesc, el a început să vie mai des pe la noi.
De altfel eu însumi am vrut să fie așa. Între ei se înfiripa dragostea. Iar eu între timp am luat-o razna de binele și m-am părăsit singur nevastă. Cam tot atunci s-a evit și Mașa. E, și sfârșitul a fost... Cum se întâmplă de obicei? Nu. Nu, sunt încredințat. Știu sigur că legătura lor a continuat să rămână curată. El e credincios și socotea drept un mare păcat o căsătorie încheiată fără binecuvântarea bisericească. Și atunci mi-au cerut să consimt la divorț. Trebuia să iau vina asupra mea. Era nevoie de o urzeală întreagă de minciuni. El a fost peste puterile mele. Mă crezi? Mai ușor mi-ar fi fost să mă sinucid decât să mint. Mă și hotărâsem la asta. Da, s-a evit o făptură de treabă care mi-a spus: la ce bun? Și atunci am ticluit tot. Am scris o scrisoare de adio. Iar a doua zi au fost găsite pe mal hainele mele, portofelul cu acte și scrisori. Eu nu știu să not. Dar cadavru nu l-au găsit. S-a găsit și cadavru. Închipuiește-ți, cam la o săptămână au găsit și un cadavru. Au chemat-o pe nevastă mea să-l vadă. Un cadavru descompus. Ea s-a uitat. Ele? El. Și gata. M-au îngropat după toate rânduieli. Pe urmă s-au căsătorit. Și acum trăiesc fericiți. Dar eu, uite-mă, sunt viu și beau. Ieri am trecut pe lângă casa lor. Ferestrele erau luminate. O umbră s-a profilat o clipă în dosul perderii. Uneori mă simt tare prost. Alteori se merge. Mai rău e când n-am bani. Iartă-mă, am ascultat povestea dumitale. Foarte frumoasă poveste, dar mai cu seamă folositoare. Dumneata spui că e rău că n-ai bani. Ce-i drept, nu poate fi nimic mai rău decât asta. Însă în situația dumitale trebuie să ai mereu bani. Ești un cadavru. Foarte bine. Nu voi. Toate astea eu nu le-am povestit pentru dumneata. Și n-am nevoie de sfaturi. Eu însă vreau să ți le dau. Dumneata ești un cadavru și dacă învii cumva, adică soția dumitale și cu domnul acela care sunt fericiți, sunt vinovați de bigamie și în cel mai bun caz vor nimeri într-un loc nu prea departe de aici. Atunci, de ce să stai fără bani? Te rog să mă lași în pace. Scrie numai o scrisoare. Sau dacă vrei, ți-o scriu eu. Spune mie numai adresa și ai să-mi fii recunoscător. Care-ți de aici? Mă auzi? Nu ți-am povestit nimic. Ai povestit. Uite, el e martor. Ospătar a auzit și el când ai spus că ești un cadavru. Eu n-am auzit nimic. Ticălosule. Eu sunt ticălos? Ticălos? Ascultă! Un proces verbal. Pentru ce? Thank you.
În căminul familiei Karenin se pare că liniștea și-a făcut un cald culcuș. Liza și Victor s-au căsătorit. Nebănuind existența lui Fedia, ei nu mai văd pe cerul vieții lor plutind amenințarea niciunui nor. Iar mama lui Victor descoperă pe zi ce trece frumoasele însușiri ale bunei sale nurori. Victor își continuă nestingherit treburile. Familia e la țară, departe de zăduful orașului. Și în această calmă după amiază de vară, Liza și Ana Dmitrievna îl așteaptă pe Victor pe terasa conacului, cuprinsă de brațele de răcoare ale iederii. Sper că Victor n-a uitat să-mi aducă lână, fiindcă e aproape pe sfârșite. Iată-l că vine! Da? Da! Da! Mai e cineva cu el, o doamnă? Cine-o fi? Mama! Ei, asta! N-am văzut-o din car de ani! Liza! Liza! Bună ziua, Ana! Bună ziua! Victor m-a întâlnit și m-a luat cu el. Foarte bine a făcut. Ca să vă spun drept, mă tot întrebam când îi mai văd și mereu oameni. Și uite că am sosit. Rămân, dacă nu mă alungați, până la trenul de seară. Ah, ce fericit sunt. Bun de felicitat. Stau două zile aici la țară. Mâine se descurc acolo și fără mine. Oh, minunat. Două zile. De mult n-am mai avut două zile la rând libere. Ne ducem la schit, da, am înțeles? Da, da, ei, da, da, Victor, mi-ai adus lână? Da, sigur, sigur, am adus, iată, iată lână, așa, iată și apa de colonie, iată și scrisorile și un plic oficial pe numele tău, Liza, așa. Și acum, Ana Pavlovna, dacă doriți să vă spălați, vă conduc. Mulțumesc. Vreau să mă schimb și eu după drum, fiindcă se apropie masa. Da. Liza, ce zici, dăm camera din colț Anei Pavlovna? Dar ce ai, Liza? Ce-i cu tine? Trăiește. Ce? Cum? Doamne. Ce? Doamne, dar când am să scap în sfârșit de el, Dumnezeule? Ce? Victor, ce-i asta? Ce? Oh, îngrozitor. Dar spun odată, ce este? Ce? Îngrozitor. Trăiește. Cum? Și în momentul de față, ea e căsătorită cu doi bărbați. Oh. Și eu sunt un criminal. Victor! Uite citația de la judecătorul de instrucție. Ca Liza să se prezinte la el. Ce om înfiorător! Pentru ce a făcut asta? Oh, minciună! Totul este o minciună! Oh, cât îl urăsc! Oh, nici nu știu ce să mai spun. Dar cum vine asta că-i în viață? Un singur lucru am știut. Că din clipa în care Victor s-a lăsat târât în mociclă, îl va înghiți. Și uite, s-a adeverit. Totul e minciună, înșelătorie, minciună este totul. Îmbrăcată în negru, cu fața acoperită de un văl, Liza intră în cabinetul judecătorului de instrucție. Luați loc, vă rog. Luați loc, vă rog, doamnă. Mulțumesc. Dar credeți-mă că îmi pare foarte rău că trebuie să vă pun câteva întrebări, dar suntem nevoiți să o facem. Vă rog, liniștiți-vă, doamnă. Vă previn că aveți latitudinea să nu răspundeți la întrebările pe care vi le voi pune. Părerea mea însă este că pentru dumneavoastră, ca și pentru toți ceilalți de altfel, e mai bine să spuneți adevărul. Întotdeauna e mai bine așa, ba chiar e și mult mai folositor. Dar n-am ce ascunde. Așadar, numele dumneavoastră?
profesiunea, religia, toate astea le-am notat. Așa este? Da. Sunteți învinuită că v-ați recăsătorit, cu toate că știați că soțul dumneavoastră trăiește? N-am știut asta. Că l-ați hotărât pe soțul dumneavoastră, dându-i pentru asta bani, să făptuiască o înșelăciune, un simulacru de sinucidere, pentru a vă descotorosi în felul acesta de el? Nu este adevărat. Dar permiteți-mi atunci câteva întrebări. Este adevărat că în iulie anul trecut i-ați trimis prin poștă 1200 de ruble? Erau banii lui, obținuți din vânzarea lucrurilor care îi aparțineau. Când ne-am despărțit și eram în așteptarea divorțului, i-am trimis acești bani. Foarte bine. Banii au fost trimiși în ziua de 17 iulie, deci cu două zile înainte de dispariția lui. Se poate la 17. Nu mai țin minte. Dar de ce au fost întrerupte intervențiile la consistoriu și totodată s-a renunțat și la avocat? Nu știu. Da. Dar când poliția v-a invitat să recunoașteți cadavrul, cum ați recunoscut că era soțul dumneavoastră? Eram atât de emoționat atunci încât nu m-am uitat la cadavru. Eram atât de convinsă că era el încât, fiind întrebat, am răspuns: mi se pare că el este. Da. Da, dumneavoastră n-ați văzut bine din cauza unei emoții explicabile. Dar de ce, mă rog, din partea dumneavoastră se trimiteau lunar bani la Saratov, adică exact orașul unde locuia primul dumneavoastră soț? Banii aceștia i-a trimis soțul meu. Eu însă nu pot să spun ce destinație aveau, deoarece e un secret care nu mi-aparține. Un lucru pot să spun: banii nu erau destinați lui Fiodor Vasilievici. Nu eram pe deplin încredințați că nu mai este în viață. Aceasta vă spun cu toată hotărâre. Foarte bine, foarte bine. Îmi îngădui să vă atrag luarea minte, stimată doamnă, că noi suntem slujitorii legii, dar aceasta nu ne împiedică să fim și oameni. Și vă rog să mă credeți că înțeleg perfect situația în care vă găsiți și vă compătimesc. N-ați fost legată de un om care își irosea averea, era necredincios, într-un cuvânt, care vă făcea nefericit. L-am iubit. Da, și cu toate acestea vi s-a părut atât de firesc să doriți să vă descotorosiți de el, încât ați ales o cale mai simplă, fără să vă gândiți că vă duce la ceea ce se cheamă o crimă de bigamie. Da, eu înțeleg asta. Vor înțelege și jurații. De aceea v-ar sfătui să mărturisiți deschis, doamne. Eu n-am ce mărturisi. Eu n-am mințit niciodată. Pot să plec. V-aș ruga să mai rămâneți puțin. N-am să vă mai supăr cu întrebări. Bine vă este numai să citiți și să semnați. Iată interogatoriul. Sunt exact consemnate răspunsurile dumneavoastră? Da. Vă rog, luați loc. Grefier? Da. Poftește-l pe domnul Karenin. Îndată, domnule judecător. Da. Bună ziua. Bună ziua. Luați loc, vă rog. Mulțumesc. Ce doriți? Sunt nevoit să vă iau interogatoriul. În ce calitate? În calitatea mea de judecător de instrucție, iar dumneata în calitate de învinuit. Așa. Pentru ce anume? Pentru faptul de a fi contractat o căsătorie cu o femeie măritată. Dar mai bine, permiteți-mi să vă pun întrebările în ordine. Luați loc. Mulțumesc. Da. Numele dumneavoastră? Victor Karenin. Ocupația? Consilier civil activ. Etatea 38 de ani, religie ortodoxă. Ortodoxă. N-am fost nici judecat, nici anchetat, așadar... Aveați cunoștință de faptul că Fiodor Vasilievici Protasov era în viață în momentul când v-ați căsătorit cu soția lui? N-aveam cunoștință despre asta. Noi amândoi eram convinși că s-a înnecat. Dar cui ați trimis bani în fiecare lună la Saratov, după ce v-a parvenit știrea falsă despre moartea lui Protasov? Nu răspund la această întrebare. Da, mă rog, dar cu ce scop ați trimis domnului Protasov bani 1200 de ruble cu puțin înainte de moartea lui simulată, la 17 iulie? Banii aceștia mi-au fost încredințați mie
De soția mea. De doamna Protasova. De soția mea. Pentru a fi expediați soțul ei. Ea spunea că îi aparțin lui și, rupând cu el, considera că nu este drept să-i rețină. Acum încă o întrebare. Vă rog. De ce ați încetat intervențiile pentru divorț? Pentru că Fyodor Vasilievici a luat asupra și aceste intervenții și mi-a trimis o scrisoare. Aveți scrisoarea? Nu. Scrisoarea s-a pierdut. Dar ciudat că s-a pierdut și lipsește tocmai ce ar putea convinge justiția de adevărul declarațiilor dumneavoastră. Mai doriți ceva? Nu doresc decât să-mi fac datoria. Iar dumneavoastră trebuie să vă dezvinovățiți. Am sfătuit-o adineaori pe doamna Protasova și vă sfătuiesc și pe dumneavoastră. Nu ascundeți ceea ce e limpede pentru oricine. Povestiți mai bine totul așa cum a fost. Cu atât mai mult cu cât domnul Protasov a mărturisit faptele așa cum au fost și fără îndoială că și la judecată va declara același lucru. V-aș sfătui. Și eu v-aș ruga să vă mărginiți numai la cadru atribuțiunilor dumneavoastră și să lăsați sfaturile la o parte. Putem pleca? Să mergem. Îmi pare foarte rău că trebuie să vă rețin. Cum? O, nu. Nu în înțelesul că trebuie să vă arestez. Deși pentru o mai bună cercetare a adevărului ar fi fost de dorit o reținere, eu nu voi recurge însă la asemenea măsură. Aș vrea numai să iau interogatoriul lui Protasov în prezența dumneavoastră și să vă confrunt cu el, pentru a vă da putința să dovediți că afirmațiile lui sunt neadevărate. Vă rog, luați loc. Să intre domnul Protasov. Liza. Elizaveta. Andrei. Victor. Eu n-am nicio vină. Am vrut să fac așa ca să fii mai bine. Iar dacă am provin, iertați. Vă rog să-mi răspundeți la câteva întrebări. Întrebați. Numele dumneavoastră? Îl cunoașteți, doamne. Vă rog să răspundeți. Fyodor Protasov. Funcția, vârsta, religia? Nu vă e rușine să întrebați asemenea prostii? Întrebați ce trebuie. Și nu bateți când. V-aș ruga să fiți mai prevăzător în expresii și să răspundeți la întrebările mele. Fii, poftim. Fiindcă văd că n-ai pic de rușine. Candidat în științele juridice. De ani 40, religia ortodoxă și mai departe. Aveau cunoștință, domnul Karenin și soția dumneavoastră, că sunteți în viață când v-ați lăsat vesmintele pe malul râului și ați dispărut? De bună seamă că nu. Cum? De fapt, am vrut să mă sinucid. Pe urmă însă, dar nu cred că e nevoie să spun mai mult. Fapt e că ei n-au știut nimic. Dar cum se face atunci că funcționarului poliției i-ați declarat altfel? Care funcționar de la poliție? Acela care a venit la mine. Atunci am dat. Și am îndrugat, nici eu nu mai știu ce. Dar toate astea n-au niciun rost. Acum nu sunt beat și spun adevăr. Ei n-au știut nimic. Ei au crezut că eu nu mai exist. Și eram bucuros de asta. Lucrurile ar fi rămas așa dacă nu se amesteca ticălosul acela de Artemie. Iar dacă e cineva vinovat, apoi acela sunt numai eu. Înțeleg că dumneata vrei să fii mărinimos, dar legea cere adevărul. De ce vi s-au trimis bani? Ați primit banii care vi s-au trimis la Saratov? De ce nu răspunzi? În procesul verbal se va trece la aceste întrebări, învinuitul n-a răspuns. Și aceasta poate să fie interpretată defavorabil atât pentru dumneata, cât și pentru dumnealor. Atunci cum rămâne? Domnule judecător de instrucție, cum de nu ți-e rușin? De ce te vâri în viața intimă a oamenilor? Profiți de faptul că ești investit cu putere. Și ca să o dovedești, te repezi să chinui. Nu fizicește, ci moralmente. Niște oameni care sunt de 1000 de ori mai buni ca dumneavoastră. Vă rog! N-ai ce să mă rogi. Am să spun tot ce cred. Iar pe dumneata, domnule Greșier, te rog să scrii.
să apară odată, cel puțin într-un proces verbal. Ce gândește cu adevărat un om? Viețuiesc trei oameni. Eu, el, ea. Între ei s-au născut legături complicate. Lupta binelui cu rău. O luptă sufletească pe care dumneavoastră nici nu o puteți înțelege. Lupta aceasta sfârșește printr-o stare de fapt care dezleagă totul. Toți s-au liniștit. Ei sunt fericiți și mă strasc cu drag amintire. Eu, în decăderea mea, sunt fericit că am făcut ceea ce trebuia să fac. Când e trebnic fiind, am plecat din viață pentru a nu stânjeni pe a lor, care sunt buni și se bucură din plin de ea. Și așa, toți trei ne trăiam viață. Când deodată se ivește un ticălos care îmi cere să iau parte la un șantaj. Eu îl dau afară. El vine atunci la dumneata, reprezentantul justiției, ocrotitorul moralități. Și dumneata, fiindcă primești la fiecare sfârșit de lună câte 20 de ruble în plus pentru toate murdăriile, îmbraci uniforma. Domnule Protasov, îmbraci uniforma și cu inima ușoară îți bați joc de ei. Deci, oameni, față de care dumneata nu faci nici trei parale. Oameni care nici în tinda lor nu te-ar primi. Dumneata însă ai găsit mijlocul să ajungi până la ei și acum te bucuri. Te dau afară! Eu nu mă tem de nimic. Că eu sunt un cadavru și n-ai să-mi poți face nimic. Nu există situație mai grea decât aceea în care mă aflu eu. Așa că trimite-mă unde vrei. Putem pleca? Da. Da, imediat. Trebuie să semnați procesul verbal. Vai, vai, vai. Ce caragios ai fi fost, domnule judecător, dacă nu erai atât de dezgustător. Luați-l de aici! Te arestez! Liz, Victor, iertați. Se vede că așa a fost să fie. Ce te plimbi așa pe sările tribunalului? Nu e voie. Cum să nu fie voie? Legea spune lămurit. Ședințele sunt publice. Uite așa, nu e voie. E ordine. Bădăranule, nu știi cu cine vorbești. A ce este? Ai vreun proces? Nu. Nu, avocatule. Eu sunt publicul și poftim cerberul ăsta-i bădăran. Nu mă lasă să intru. Așteaptă. Acum se suspendă ședința. Ați putea să-mi spuneți în ce stadiu e procesul? Au început pledoariile avocaților. Vorbește Petrușin. Și cum se comportă acuzații? Cu multă demnitate. Mai cu seamă Karenin și Elisaveta Andreevna. Parcă n-ar fi ei aceia care sunt judecați, ci ei judecă societatea. Asta se simte din tot ce spun. E de altfel și tema pe care o dezvoltă Petrușin. Dar Protasov? E foarte mișcat, tremură tot. Dar având în vedere viața pe care a adus-o, e explicabil. Totuși, enervarea lui e neobișnuită. A întrerupt de vreo câteva ori și pe procuror și pe avocați. Este extrem de surescitat. Cum credeți? Care va fi sentința? E greu de spus. Compunerea juriului e pestriță. În orice caz, este exclus să se poată constata existența premeditării, așa că... Da. Doriți să intrați? Da, aș vrea. Sunteți cneazul Abrescov, dacă nu mă înșel. Da. Ușier, domnul poate să intre. Poftim, aristocrați. Eu sunt un aristocrat al spiritului și mă socot deasupra lor. Rămâne de văzut. Admirabil! Mai că-mi vine să plâng. Mai palpitant ca un roman.
Numai că nu pot pricepe cum de-a putut ea să-l iubească. Oh. E o figură sinistră. Mai încet, uite-l. Ce emoționat e, privește. Ivan Petrovici, mi-ai adus revolverul? Da. Unde? Da. Ține-l. Da, bine. Ei, prietene, a mers bine până acum. Numai ia seama să nu încurci treburile când ți se va da ultimul cuvânt. Nu, nu, n-am să vorbesc, domnule avocat. Cum? Ce să le spun? N-am să vorbesc. Nu, 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 nu așa. Trebuie să vorbești. Fii fără grijă. Treaba e ca și făcută. Să spui numai ceea ce mi-ai spus mie, fiindcă ei nu te pot condamna pentru că nu te-ai sinucis. Adică n-ai săvârșit ceea ce și după legile civile și după cele bisericești se consideră o crimă. Nu, nu, n-am să spun nimic, domnule avocat. Dar de ce? Nu vreau și n-am să spun. Un singur lucru te rog să-mi spui. În cel mai rău caz, ce se poate întâmpla? Ți-am spus doar, în cazul cel mai rău urmează deportarea în Siberia. Adică pe cine se deportezi? Și pe dumneata și pe soția dumitale. Și în cazul cel mai bun? Pocăință bisericească și, bineînțeles, desfacerea căsătoriei de-a doua. Cu alte cuvinte, mă leagă iar de ea, adică pe ea de mine. De, așa cum se cuvine să fie. E, haide, haide, nu-ți pierde cumpătul. Te rog să spui așa cum te sfătuiesc eu. Și, mai cu seamă, nici o vorbă de prisos. Ei, acum mă duc înăuntru să stau puțin jos. Odihnește-te și dumneata. Principalul este să nu-ți fie teamă. Și nu vedeți deloc posibilitatea unei altfel de hotărâri? O altă hotărâre este exclusă. Hai, circulați, circulați. Nu stați pe coridor, circulați. Îndată, îndată. Revolverul, unde... A? Ce s-a împușcat? S-a împușcat. Nu, nu-i nimic. Cred că așa e bine. Să vii, Liza. Fedea, Fedea, de ce ai făcut asta? Fedea, de ce? Iartă-mă că n-am putut să te dezleg în alt chip. Nu pentru tine, pentru mine e mai bine așa. Eu doar de mult sunt gata. Victor, adio. Și Mașa, care iar a întârziat. Ce bine e așa. Ce bine. Ați ascultat Cadavrul viu de Lev Tolstoi. Distribuția a fost următoarea: Feodor Vasilievici Protasov, Alexandru Critico, artist emerit; Elisaveta Andreevna Protasova, Clodi Bertola, artistă emerită; Ana Pavlovna, Sandina Stan, artistă emerită; Sasha, Catița Ispas; Victor Mihailovici Karenin, George Măruță, artist emerit; Ana Dmitrievna Karenina, Neli Sterian, artistă emerită; Sergei Dmitrievici Abreskov, Aurel Rogalski; Mașa, Marga Angelescu; Nastasia Ivanovna, Maria Voluntaru; Ivan Petrovici Alexandrov, Emil Bota, artist emerit; Artemov, Nucu Păunescu; Petușkov, Nicolae Tomazoglu; judecătorul de instrucție, Ionescu John; Petrușin, George Aurelian, artist emerit; doctorul, Gheorghe Andreescu; un avocat tânăr, George Oancea; un ofițer, Emil Joan; un fecior, Gheorghe Păunescu. A cântat Alla Baianova. Regia tehnică, inginer Gabriela Barca. Regia muzicală, George Popescu. Regia de studio, Constantin Păsculescu. Regia artistică, Val Moldoveanu.